Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Sunt Laura Manciu. Uniunea Europeană nu a fost destul de pregătită pentru criza COVID-19. A fost o probă grea și pentru aceasta. Important este cum va ieși din criză, mai puternică sau mai slăbită. Cine este Uniunea Europeană? Suntem noi, statele membre. Trebuie să ne asumăm culpele și să învățăm din ele, pentru a nu le repeta. Un citat celebru spunea că cei care uită trecutul sunt condamnați să-l repete. În momentele următoare vom face radiografia a două țări, Elveția și Germania. Vom merge întâi în Elveția, unde îl avem invitat în Skype pe domnul doctor Petrus Vremăroiu, șef de clinică, Ospital du Valais. Bine ați venit la Oameni și Păreri, domnule doctor! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Presa din România a scris că un vaccin anti-COVID-19 produs în Elveția va fi administrat în masă la sfârșitul anului. Este veridică afirmația aceasta? Să știți că această informație am găsit-o și eu în presa din România și nici de cum în presa din Elveția. Și apoi, căutând informații aici, mi-am contactat o parte din șefi, o parte din colegi care mi-au spus, noi am discutat chiar săptămâna trecută la nivelul Organizației de Sănătate, Oficiul Federal de Sănătate Publică din Elveția, și nu a pomenit nimeni de niciun vaccin. Am zis, ok, o să contactez colegii de la Berna care sunt direct implicați în acest proiect. Și în realitate, laboratorul de virusologie din Geneva, împreună cu laboratorul din Berna și cu Universitatea Oxford din Anglia, sunt pe cale de a fabrica un vaccin care va fi la un moment dat disponibil. Dar să spunem la ce dată, în momentul de față, un vaccin va fi disponibil pentru populația Elveției și pentru populația generală, este foarte, foarte greu. După cum știți, probabil sunt sute de vaccine care sunt în teste. Chinezii au început cu 4 vaccine aproape imediat după anunțarea pandemiei. Sunt foarte multe modalități de a fabrica un vaccin, foarte multe principii de a fabrica un vaccin, nu intru în detalii. Ceea ce au comun toate aceste tehnici este faptul că au nevoie de timp. Să fabrici o substanță este ușor, ca să-i dovedești eficacitatea este mult, mult mai greu. Și este mai greu nu datorită faptului că trebuie să conduci niște studii care sunt extrem de veridice și extrem de credibile, ci este nevoie de timp pentru ca să poți observa cu acuratețe efectele secundare în timp, astfel încât să poți garanta pentru produsul respectiv. Și aici este partea un pic mai dificilă. Sunt mai multe vaccine care au intrat pe faza testării umane. În general, un vaccin, vaccinul contra gripei, vaccinul, faimosul vaccin pentru AH1N1, sunt vaccine care au luat ani de zile ca să apară pe piață. Pentru că trebuiesc parcurși anumiți pași pe care nu poți să îi sari și sunt organisme de reglementare. Food and Drug Administration este Consiliul European pentru Nutriție și Medicament. În Elveția este SwissMedic, care este implicată și ea în supravegherea acestui vaccin elvețian, să-i spun așa. Toate aceste organisme nu îți dau licență de punere pe piață dacă nu îndeplinești niște criterii care sunt foarte clare. Deci nu există loc de întors. Trebuie să faci studiu prima dată pe animale ca să dovedești că nu este toxic la nivel de administrare. Pe urmă, trebuie să-l faci pe oameni. Prima dată, primul studiu de fază 1. Sunt practic 3 faze în realizarea unui vaccin. Este faza 1 în care pe un lot foarte mic de oameni, de cobai umani, dacă pot să le spun așa, de voluntari care se oferă, în general
pot fi chiar și personal medical care nu este implicat în mod direct cu vaccinul respectiv, se administrează o doză oarecare, oarecum aleasă în urma studiului făcut pe animale, se dă acest medicament și se urmărește dacă apar efecte secundare rapide, efecte secundare precoce, la nivelul locului de inoculare sau la nivel general. După ce acest studiu de fază 1 făcut pe puțini oameni este considerat ca pozitiv, se trece la studiul fază 2, care se face pe un lot mai mare de oameni, în care ești interesat să găsești doza de vaccin care trebuie administrată, câtă cantitate, câte unități, câte micrograme, câte nanograme trebuie să dai, frecvența la care trebuie să-l dai și acolo urmărești apariția anticorpilor pentru boala pe care ți-o dorești să o invalidezi. Iar după ce aceste studii de fază 2 sunt făcute și sunt acceptate, iar rezultatele sunt validate nu numai de cercetătorii care sunt implicați, dar și de organismele care reglementează și care supervizează aceste studii, se trece la studiile de fază 3, sunt studii făcute pe un lot și mai mare de pacienți, în care de obicei se administrează contra unui placebo sau în paralel cu un alt vaccin. Pentru bolile care au o rată a mortalității mare, nu va face nimeni un studiu vaccin adevărat versus placebo. Pentru că nimeni nu va accepta, pentru că tu ca și participant trebuie să semnezi. Sunt de acord că hazardul va stabili dacă voi primi vaccinul adevărat sau un placebo. Dar dacă eu sunt în fața unei boli grave, nu voi accepta niciodată să risc să primesc placebo în locul medicamentului adevărat și poate să mor. Deci un studiu așa cum trebuie făcut contra unui placebo, probabil nu o să vedem în cazul acestei boli. Iar după ce studiile de fază 3 sunt terminate, trebuie să treacă un număr de luni în care, în general, producătorul vaccinului îl produce la scală industrială. Gândiți-vă că dacă un laborator micuț, care este foarte performant, care are o echipă super, reușește să găsească formula magică prin care poți să dezvolți anticorpii exact care trebuie pentru această boală, după aceea trebuie produs. Și acolo este problema. Să poți să replici la nivel industrial miliarde, probabil miliarde de doze într-un timp foarte, foarte scurt, este greu. După care intervin o sumedenie de probleme etice, financiare. Cine o să-l primească în primul rând? Nu putem să avem inechități la nivel mondial. Cine o să-l primească? Cine va stabili grupurile la risc? Este o întreagă politică de sănătate care, sincer, nu cred că se poate face până în octombrie sau în orice caz nu în acest an. Dar să sperăm că lucrurile se vor mișca repede și poate cu puțină șansă vom avea un vaccin probabil la începutul anului viitor. Dar mai devreme nu văd cum s-ar putea stabili, s-ar putea parcurge toate acești pași care sunt necesari. Și din nou vă spun, la nivel medical, la nivel de instituții medicale în Elveția, nu se știe absolut nimic. Am înțeles. Ar fi utopic să ne gândim ca până la sfârșitul anului să fie întrebuințat. Însă, care este stadiul acum? A fost testat pe șoareci? Acest vaccin care este produs de elvețieni împreună cu facultatea de la Oxford, este practic un vaccin care folosește rămășițe, dacă vreți, din virusul SARS-CoV-2, care sunt inoculate și prin această inoculare într-o nouă gazdă se urmărește apariția și dezvoltarea de anticorpi a gazdei respective către virusul incriminat, în speță SARS-CoV-2. Studii, din câte știu, facultatea de la Berna a făcut un studiu mic pe șoareci și studiul a ieșit pozitiv. Dar să nu uităm că șoarecele, cobaiul, deși are un genom surprinzător destul de apropiat cu cel uman, producția de anticorpi este totuși diferită între cobai și între ființa umană. Studiul de fezabilitate a fost făcut. Din câte știu, se va începe foarte, foarte curând studiul pe oameni, dar vorbim de studiul de fază 1. Poate că acum, în timp ce vorbim în această săptămână, n-am verificat chiar ultimele zile, dar studiile de fază 1 au început deja pe loturi foarte mici de voluntari. Probabil o să fie 10-15 voluntari, nu mai mult. Unde activați în Elveția și care este situația acolo? În Elveția lucrez în acest moment în cantonul Valais. Este un canton frontalier cu Franța și cu Italia.
Cantonul are undeva la 350.000 de locuitori. Capitala acestui canton, Sion, este micuță, are sub 60.000 de locuitori, dar sunt foarte multe sate în zonele limitrofe ale orașelor, așa că drenăm un bazin de aproximativ 400-450.000 de locuitori în total, pe Valea Ronului, cum ar veni geografic. Situația în acest moment este foarte calmă. Săptămâna trecută am avut un singur caz nou pozitiv, apărut oarecum din senin. La nivel național suntem între 15 și 30 de cazuri pe zi noi apărute, iar cazurile sunt foarte, foarte atent monitorizate. Am reintrodus acele anchete de anturaj care au fost făcute oarecum la început și în care încadram definiția de caz. La început, nu orice pacient care venea cu febră și cu tuse, ne speriam și îl consideram COVID. Trebuia să fi venit dintr-o zonă endemică, trebuia să fi avut contact cu cineva care a fost confirmat pozitiv. Asta am făcut la început. Apoi, în momentul în care pandemia a izbucnit serios, nu mai conta dacă ai fost contact, pentru că nu mai puteam să urmărim a posteriori traseul fiecărui pacient. Și oricine venea cu febră, tuse și infiltrate pulmonare, dacă făceam radiografie sau scanner toracic, era considerat ca și potențial caz COVID, testat, pus în izolare până la sosirea rezultatelor. Acum am revenit practic așa cum am fost la început, adică pacientul care este confirmat COVID pozitiv acum, încercăm să vedem pe unde a fost, unde a umblat, cu cine a venit în contact și încercăm foarte, foarte repede să stopăm eventualii contacti care au fost contaminați între timp. Există și o aplicație la nivel național care începe să fie implementată acum, o aplicație de telefon care funcționează pe Bluetooth, deci nu poate să transmite date către un terț prin Wi-Fi sau la foarte mare distanță, iar în momentul în care îți instalezi aplicația, practic telefonul tău detectează pe rază de 10 metri alte telefoane cu care nu se conectează în mod automat, dar face un fel de checksum, un fel de... se salută între ele, să zic așa, foarte, foarte metaforic. Iar în momentul în care un pacient a fost depistat cu COVID, se poate vedea posteriori toate telefoanele lângă care a stat la o distanță mai mică de 2 metri, de exemplu, sau 5 metri, și pentru cât timp. Și această aplicație ajută omul de rând să vadă un pic cu cine a intrat în contact și pentru cât timp. Această aplicație nu e deloc recomandată medicilor și celor care lucrăm în spital, pentru că noi în spital ești la urgențe, dincolo de peretele lângă care stai la un metru este poate un pacient COVID pozitiv, dar între voi doi este un perete solid. Telefonul nu știe că acolo este un perete, într-adevăr semnalul poate fi mai slab, dar telefonul nu știe și poate da foarte, foarte multe piste false în spital. Deci în momentul în care se intră în spital, recomandările sunt să închidem această aplicație. Eu nu am instalat-o, dar știu că sunt colegi care o au și care spun că ar funcționa. Dar este foarte, foarte puțin utilizată pentru că avem foarte puține cazuri. Deci un caz pe săptămână la ora actuală este cât se poate de acceptabil. Cum credeți că vor arăta spitalele după relaxarea restricțiilor? Situația va fi mai simplă sau din contră, mai complexă? Sincer, nu cred că este cineva care știe cu adevărat ce poate să fie. Bineînțeles că sunt unii care sunt mai avizați și care cu un pic de șansă vor nimeri, vor prezice cu mai multă acuratețe. Dar dacă ne-a învățat ceva această pandemie la nivel de medic, de profesionist în domeniul sănătății, este că nu cunoaștem decât în parte acest virus, pentru că este ceva nou, ceva recent. Lucrurile se pot schimba de la o zi la alta și nu neapărat pentru că ne-am înșelat înainte sau pentru că n-am știut, ci pentru că lucrurile evoluează și odată cu aceste lucruri ne adaptăm. Aș putea să vă vorbesc foarte mult despre măsurile care s-au recomandat la început. Organizația Mondială a Sănătății spunea la începutul lui ianuarie că boala nu se transmite de la om la om. Era o informație oferită de Forumul Suprem al Sănătății Mondiale, să zic așa. Pe urmă, boala a sosit în Europa și toată lumea spunea măștile nu sunt necesare, nu ajută cu nimic. Într-adevăr, noi știm că, de exemplu, în fața tuberculozei, o mască chirurgicală simplă, protecția este foarte, foarte redusă și lumea se întreba, trebuie să folosim măști, nu trebuie să folosim măști.
În Franța, ministrul sănătății a fost implicat într-un scandal mediatic pentru că a spus foarte mult: măștile nu ajută la nimic, nu folosiți măști, nu se ne ajute, nu, măștile sunt răspunsul la această pandemie. Și după câteva săptămâni, tot el anunță prin același canal oficial: măștile devin obligatorii. Și lumea a zis: noi nu mai înțelegem nimic, acum ne spui, ne întărești ideea că măștile nu sunt necesare, acum ne spui că sunt necesare, nu mai înțelegem nimic. Eu îl înțeleg de ce a făcut așa, pentru că omul nu știa. El de fiecare dată când a venit în fața audienței, în fața publicului, cu un comunicat de presă, el a spus practic ceea ce el credea cu adevărat în acel moment. Că lucrurile au evoluat și că situația s-a schimbat de la o săptămână la alta, trebuie să înțelegem acești oameni care probabil câteodată ni se par contradictorii și care, din păcate, alimentează și stârnesc și mai multă panică. După care, probabil știți foarte bine, o sumedenie de medicamente minune care au fost susținute de savanți, de oameni cu renume în domeniul medicinei. Ulterior, studiile au arătat că aceste medicamente nu sunt eficiente, ba chiar pot crește mortalitatea la oamenii care le iau. Ne-am pus speranța ca și medici în informațiile pe care le aveam la început, dar au fost foarte multe, foarte multe elemente de confuzie. Ceea ce s-a făcut în China este aplicabil la noi în Europa? Care să-l dăm primul? Care este cel mai bun? Când să-l dăm? Au fost foarte multe lucruri care nu le-am știut și le-am descoperit oarecum pe parcurs. După care mai este un element foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Câteodată politicile de sănătate ni se par diferite dintr-o țară într-alta. Dar trebuie să înțelegem că fiecare țară își face politica în funcție de ce armament are în dispoziție la momentul respectiv. Deci ar fi inutil ca într-o țară să se dea un decret să se spună măștile sunt obligatorii, dar în țara aia să nu fie măști. Nu ajută la nimic populația, vei crea un și mai mare haos, o și mai mare panică. Pe urmă, în funcție de previziunile pe care le faci în societate, trebuie să-ți adaptezi strategia la armamentul pe care îl dai în dotare. Vă dau un exemplu stupid. O țară are foarte multe cuțite, o țară are foarte multe grenăzi și trebuie să plece la război. Bineînțeles că cei care au grenăzi au intenția să-și atace adversarul când e cât mai departe, pentru că altfel moare și el dacă explodează grenada în el. Pe când cel care are cuțitul, el nu poate ataca la distanță, trebuie să aștepte adversarul să vină pe raza mâinii lui la un metru distanță ca să-l poată ataca cu armamentul din dotare. Deci ce trebuie făcut la nivel mondial nu se poate generaliza. Ce o să fie? Din nou, nu se poate generaliza pentru că sunt unele țări care au implementat niște politici de sănătate care sunt mai eficiente și care s-au pregătit pentru un al doilea val. Sunt și țări în care sistemul a fost deja supra-solicitat, în care sistemul medical, uman și infrastructural a fost solicitat și care să începi să discuți despre un al doilea val care va veni foarte puternic, nu va crea decât panică. Șansele sunt, pentru mine, sunt 50-50%. Există șanse să vină un al doilea val, la fel cum societatea, dacă înțelege și păstrează aceste norme de distanțare socială pentru mai mult timp, în general virusul se va autolimita și la un moment dat sper din tot sufletul că va dispărea. Scenariul cel mai periculos este scenariul în care boala devine endemică, adică se propagă oarecum de la un an la altul și capătă un caracter sezonier, iar acolo, fără un vaccin eficient sau un tratament medicamentos antiviral, situația poate să dureze pe ani buni de zile, cu o solicitare extremă a corpului medical. Organizația Mondială a Sănătății a afirmat că sunt șanse minime să izbucnească un al doilea val. Și mai aveam o părere în ceea ce privește România. Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, avertizează că există riscul să avem un al doilea val de îmbolnăviri. De ce? Pentru că o parte a populației nu s-a imunizat și nu a trecut prin boală. Ce părere ați? Da. Organizația Mondială, trebuie să înțelegem pe acest oameni care într-o săptămână spun un lucru și în altă săptămână spun poate pe dos, pentru că ei se bazează practic pe cifrele care le vin din diverse statistici de la o zi la alta.
și sunt niște modele matematice care calculează. Nu este nimeni acolo care zice astăzi zic așa, mâine zic invers, ca să nu supăr pe nu știu cine sau ca să aibă nu știu cine profit. În general, ei se bazează de pe o zi pe alta, informațiile așa cum vin. Dacă vedem la nivel mondial, am spune că lucrurile încep să se calmeze în Europa și să izbucnească în America de Sud, în emisfera sudică. Dacă va fi un al doilea val de Europa, foarte dificil, foarte dificil de zis și cum spunea și domn profesor Afila, depinde foarte mult de individ, de populație, de rata transmiterii virusului în populație. Legat de imunizarea generală, există două strategii. Și aici țin să dau dreptate domnului profesor Afila când spune că societatea nu este imunizată. În Elveția, în cantonul Elveția, care este un canton foarte mic, dar cu o densitate a populației foarte mare, cred că este cel mai dens populat canton din Elveția și care a fost de asemenea, cred că al doilea sau al treilea ca și pondere a COVID-ului, deci au fost foarte, foarte serios afectați, s-a făcut un studiu în populația generală și s-au testat un eșantion suficient de mare și de reprezentativ la toată populația cantonului, au fost testați pentru anticorpi contra SARS-CoV-2. Și am fost întrebat de șeful meu, care este profesor la Geneva, cam cât zici tu că au ieșit rezultatele? Și am zis, da, dacă fac un calcul la numărul de oameni, cât sunt acolo, ce populație, am zis undeva la 20%. Și el mi-a spus, nu, cifrele oficiale sunt 5%. Deci dacă într-o zonă a Europei care are o densitate populațională destul de mare și care a avut un număr foarte mare de infectați, imunizarea generală în populație este de 5%, atunci șansele unui al doilea val sunt destul de reale. Pentru că dacă numai 5% din populația ta nu mai transmite boala mai departe, un al doilea val este destul de probabil. Previzibil, da. Un individ care a trecut prin boală, ce credeți, poate dobândi ușor imunitate? Dacă a trecut prin boală și trăiește, da, trebuie să aibă imunitate, că dacă nu dezvoltă imunitate, ar fi învins de virus. Sunt foarte, foarte multe întrebări aici, pentru că suntem la foarte scurtă distanță de la începutul pandemiei. Prevalența imunității în populația care a fost infectată deja este destul de mare, trece de 70-80%. Ceea ce nu știm este cât de mult va dura acești anticorpi, pentru că sunt anticorpi care durează practic toată viața în memoria imunitară, toată viața suntem protejați de anumite boli. Ce exemplu să vă dau? Bolile copilăriei, oreionul, rujeola și așa mai departe, care dacă le-am făcut când eram foarte mici, limfocitele te rețin secvența care trebuie să fabrice anticorpi și dacă ne întâlnim din nou cu acești viruși patogeni în decursul vieții, suntem protejați. Deja imunitatea se trezește și atacă specific acest agent patogen. Sunt și boli la care vaccinarea trebuie să se facă periodic. Cel mai simplu exemplu este fostul vaccin pentru pneumococ. Era acel vaccin pentru pneumococ. Ce trebuia făcut din 5 în 5 ani ca să restimulezi sistemul imunitar în cazul în care te intri în contact cu pneumococul, să ai o protecție suficient de bună, nu 100%, dar suficient de bună. Întrebările care și le pune toată lumea și de care va depinde un pic conduita și viitorul acestei pandemii, întrebarea cred că cea mai importantă este următoarea. Cât timp durează acești anticorpi la cineva care a fost infectat cu boala? Dacă anticorpii durează o perioadă suficient de lungă de timp, de ordinul anilor, 5, 7, 8 ani, putem spera să stingem această pandemie la nivel mondial. Dacă anticorpii durează 6 luni, 8 luni sau mai puțin de un an, riscăm să ne trezim cu un nou virus sezonier, care în fiecare an revine și face ravagii pentru că imunitatea noastră s-a stins. Există teorii potrivit cărora în gripa din 1919, întrucât a subsistat starea de izolare, au fost cazuri mai puține și pe cealaltă parte, acolo unde izolarea a fost puțină, de scurtă durată, altfel au stat lucrurile. Ce părere aveți?
Da. Zâmbesc pentru că unul dintre medicamentele care au fost larg susținute pentru COVID a fost la vremea respectivă susținut și pentru gripa spaniolă și s-a dovedit la fel de ineficace. Depinde foarte mult de educarea populației. Practic acum funcționăm pe clustere. Cluster înseamnă o aglomerare de cazuri într-o anumită zonă. Cam acesta este modul de propagare al bolii și dacă, de exemplu, într-o zonă intens populată relaxăm restricțiile, șansele ca virusul să facă ravagii sunt extrem de mari. Nu putem să impunem aceleași măsuri de distanțare socială în Tokyo, de exemplu, unde densitatea urbană este halucinantă, cu un oraș Broșteni. Vă dau un exemplu, care este orașul cu cea mai mare suprafață din România, și cu un număr destul de scăzut de populație. Nu se pot implementa aceleași măsuri. Deci rapoartele, bineînțeles că sunt diferite, chiar și din acea perioadă, pentru că oamenii au trebuit să se adapteze la situațiile din vremea respectivă. Există o presiune economică foarte mare pe societate, lucrurile trebuie să reintre oarecum în normal. Și atunci trebuie să ne așteptăm în anumite zone, în anumite locuri intens populate, să avem din nou focare de maladie. Dar acestea trebuie să rămână excepția de la regulă și nu situația obișnuită. Și educarea populației este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Dacă populația înțelege și se ferește și se protejează respectând acele măsuri clasice, standard și destul de simple de igienă și de contact interuman, lucrurile vor putea fi controlate. Însă mulți contestă acest virus. Nu cred în el. Spun că nu există. Sunt teorii, chiar unul dintre colegii de liceu m-a sunat și mi-a spus: măi Petru, știu că ești acolo în centrul lucrurilor, spune, măi, chiar există virusul ăsta? Pentru că eu n-am văzut pe nimeni, eu aud la televizor. Dar tot cercul meu de prieteni, noi nu l-am văzut, nu știm pe nimeni infectat. Chiar există? În aceeași notă, sunt și pe internet foarte mulți teribiliști care au spus: eu nu cred că există acest virus, și au murit infectați cu acest virus câteva săptămâni mai târziu. Virusul este real, virusul există, sunt teorii ale conspirației care probabil nu vom ști niciodată cu adevărat ce s-a întâmplat. În orice caz, generația noastră și cea de după probabil nu va ști ce s-a întâmplat. Au fost teorii că virusul este fabricat în laborator. Nu există nicio dovadă științifică solidă cu privire la acest lucru. Este foarte greu de spus cine, de ce și cum. Suntem ca un copil care are un an de zile, abia începe să învețe să meargă, iar noi ne-am dorit de la el să recite poezii. Știm foarte puțin despre acest virus. Încă știm foarte puțin despre acest virus. Sunt 10.000 de lucrări științifice care sunt apărute, dar în realitate știm foarte puțin despre acest virus. Dar vă asigur și asigur pe privitorii noștri că acest virus este cât se poate de real, nu trebuie subestimat, nu trebuie nici supraestimat. Trebuie să respectăm regulile, iar respectând regulile, o să fim protejați. Cum a gestionat Elveția situația? Care sunt vulnerabilitățile care ies la suprafață? Da, să nu credeți că Elveția este o țară minune care a scos din buzunar medicamentul minune și care a făcut nu știu ce măsuri extraordinare care nu s-ar putea face în altă parte. Nu, nici de cum. Cred că diferența, altfel spus, noi am avut un pic de șansă, pentru că noi am avut câteva săptămâni, 10 zile să ne pregătim. Italienii au fost luați mult mai prin surprindere decât noi. Noi am avut pe ei, colegi de la Milano, de la Bergamo, care ne-au sunat, care au familii în Elveția, care avem colegi care au venit din facultățile din nordul Italiei și care ne-au spus: e foarte grav, sunt morți pe culoar, nu apucăm să mai îngrijim pe toată lumea, sunt morți care mor înainte să ajungă la urgențe, pregătiți-vă de ce e mai rău. Și cu aceste informații din surse foarte credibile de la colegi de ai noștri, în care știam că nu exagerează, am fost foarte panicat la început. Iar măsurile au fost destul de brutale și destul de serioase, pentru că toată lumea auzea ecourile necazului din Italia și atunci am avut un pic mai mult timp să ne pregătim.
A trebuit să facem noi protocoale. A trebuit să updatăm protocoalele pe care le aveam. Totul încercând să favorizăm protecția personalului medical, protecția omului de rând și să încetinim cât de mult se poate propagarea acestui virus în populație. Pentru că, practic, elementele cheie ale întregului management al acestei infecții este să ai un sistem medical care să facă față cazurilor care ajung la spital, cazurilor grave, pentru că noi în Elveția, ca și de fapt în tot vestul Europei, nu am internat decât cazurile care necesitau suport respirator sau oxigenoterapie. Nu am internat pacienții care erau depistați pozitiv, dar care erau stabil clinic. Și atunci, punctele esențiale au fost un sistem medical care să facă față pacienților care vin la spital, iar încetinind propagarea virusului în populație, evităm venirea unui val foarte mare de pacienți în aceeași săptămână la spital. Pentru că dacă ne veneau 50 de pacienți gravi care necesitau internare cu oxigen, cu oxigenoterapie, cu ventilație non-invazivă sau chiar cu ventilație invazivă, dacă ne veneau 50 pe zi, în 10 zile bloca spitalul. Pentru că toate resursele de care dispuneam ar fi fost blocate și acolo ar fi început să apară acei morți. Pentru că nemai având, nu poți să deconectezi pe cineva care a venit mai demult ca să îl bagi pe cel care vine. Și acolo am putut să avem foarte multe probleme. Dar societatea s-a mobilizat în mod exemplar. Oamenii au înțeles că trebuie să stea acasă, că trebuie să păstreze distanța. La fel ca peste tot. Nimeni nu văzuse virusul. Tot ce știau, știau de la televizor sau din auzite. Dar oamenii au înțeles și s-au mobilizat exemplar. Și noi am putut să controlăm, cel puțin în cantonul în care lucrez eu, chiar este chiar graniță cu Italia de Nord. De aici până la Milano sunt, nu știu cât, 150 de kilometri, ceva de genul, 2 ore cu mașina și la Milano. Noi am fost foarte speriați că am zis, dacă vine pe la noi prin pasul Simplon, vor ajunge în Elveția. Lumea s-a mobilizat, iar sistemul medical nu a fost solicitat, nu dau cifre, a zice poate pe la jumătate din cât am fi putut să facem. Și noi toți ziceam, ok, e bine, să sperăm că și mâine e bine și că nu vom avea niciodată acela flux de pacienți care să ne sugrume sistemul medical. Un sistem medical care este pregătit să facă față cazurilor și o populație care înțelege și care se protejează astfel încât să nu se îmbolnăvească în masă și să supra-solicite sistemul medical, acestea au fost practic elementele cheie. Cum s-a reușit acest lucru? Foarte multă publicitate. Informația pleca de la centru, de la organele abilitate, fiecare administrator de bloc a lipit pe ușa fiecărui bloc o foaie extrem de simplă, o pictogramă practic. Uite, așa trebuie să vă protejați, spălați-vă pe mâini, stați la 2 metri distanță, nu folosiți lucrurile în comun, dezinfectați-vă înainte să intrați în casă și așa mai departe. Chestii de bun simț, chestii care sunt foarte simple, dar care le auzi la televizor odată, poate că e așa, poate că nu e așa, uiți să le faci și așa se transmite boala. Aici, vă spun sincer, pe ușa blocului în care locuiesc, pe la intrare este un afiș și aici, ca și peste tot în Elveția. Oamenii au fost informați, iar informația venind de la centru a fost aceeași pentru toată lumea și peste tot. Având un singur dirijor, orchestra a funcționat destul de bine. Pe de altă parte, chiar după relaxarea tuturor restricțiilor care au fost impuse, oamenii continuă să ne ajute. Sunt măsuri care sunt puse practic în magazin. Fiecare magazin are dezinfectant la intrare. În funcție de suprafața magazinului, numai un anumit număr de oameni au voie să intre în magazinul respectiv. La intrare, la ieșire, dezinfectat pe mâini. Poate n-ai atins nimic, dar dacă intri în magazinul vecin, din nou ți se cere să fii dezinfectat. Este cineva la intrare care te primește, care poate îți spune că trebuie să aștepți pentru că numărul maxim de clienți în magazin a fost atins. Cineva iese, tu intri sau este efectiv cu numere de ordine. Sunt, nu știu, 25 de bilețele și în momentul în care cineva se liberează, este adus bilețelul și îl iei tu și intri mai departe, bineînțeles, după ce a fost dezinfectat. În asta constă cheia succesului. Un sistem medical care să fie pregătit să primească cazurile așa cum poate el.
și o populație care a înțeles riscurile, care se protejează și care protejează însă sistemul medical. Care este contextul actual în spital, m-ar interesa, în ceea ce privește stocurile de echipament? Și mă refer la mască, mănuși, combinezoane, dezinfectant. Și cum era înainte, făcând o comparație? Cum a fost la început? A fost prins bine sau din contră? Am fost prinși oarecum ca de obicei, în sensul că aveam stocuri de funcționare. Spitalul se aprovizionează cam din două în două săptămâni. Deci aveam stocuri de utilizare normală pentru aproximativ două săptămâni. În momentul în care pandemia a lovit foarte puternic Europa și țările din jurul Italiei, inclusiv Elveția, foarte mulți furnizori de materiale medicale, mă refer la măști, echipamente de protecție, au asistat livrările de pe zi pe alta. Și atunci ne-am trezit în situația în care directorul medical a reunit Consiliul de Administrație, a spus: acesta este materialul, cu acesta trebuie să ne descurcăm, trebuie să avem grijă să raționalizăm în așa fel încât să ne ajungă. Și lucrurile au fost făcute destul de inteligent, pentru că în general dacă este doar un singur organism, un singur organ care stabilește regulile și toată lumea se supune acestei reguli, lucrurile de obicei merg foarte ușor. Cu cât sunt mai mulți intervenanți care adaugă câte ceva, cu atât este mai greu de făcut. Consiliul de administrare a spus: nu mai mergeți la pacient 5 oameni ca înainte, un medic, un rezident, probabil un stagiar, o asistentă. Nu, intră un singur medic, o singură asistentă medicală. Și deja acolo face foarte, foarte mare economie de materiale de protecție. Pe urmă, intri la pacient dimineața, seara și în caz de necesitate. Nu, totul a fost foarte bine fluidizat, foarte bine gândit, în așa fel încât pacientul să fie îngrijit, dar cu cât mai puține resurse necesare. La un moment dat, cam pe la mijlocul pandemiei, deja stocurile începuse să scadă. Guvernul Elveției a reușit să aducă în Elveția materiale cu niște curse speciale din China, dar foarte, foarte raționalizate. Adică am primit un număr foarte mic de materiale, ni s-a spus: trebuie să faceți în așa fel încât să vă descurcați cu ce aveți. Și atunci intrase în discuție, nu numai în Elveția, peste tot în Europa, cum am putea să resterilizăm măștile. Și aveam niște containere din carton cu niște saci galbeni înăuntru, iar măștile FFP2 sau 3, aceste măști mai de calitate, le-am pus în acest saci și le-am păstrat. În cazul în care nu vom mai avea deloc măști, să găsim o modalitate prin care le putem să le resterilizăm. Și au apărut și studii științifice în ce condiții și cum am putea să resterilizăm aceste măști. Din fericire n-a fost cazul. Dar eram pregătiți și să re-sterilizăm, să reutilizăm materiale care cu tot și cu totul alte condiții ar fi fost de unică folosință. Dar o făceam pentru că nu aveam de ales. Din fericire nu am ajuns în acel stadiu. Dar într-adevăr mi s-a spus de mai multe ori: resursele sunt foarte limitate, încercați să le gestionați cât puteți mai bine, și am reușit. Am înțeles. Așadar a existat o instruire în ceea ce privește maniera de folosire, o instruire prealabilă. Da. Instruirea venea practic în momentul în care primeam materialele, primeam foarte clar și instrucțiile, adică aveți o cutie cu 50 de măști, aceste 50 de măști trebuie să vă ajungă, eu ca și doctor pentru consultații trebuie să vă ajungă o lună, deci schimbați aproximativ o mască pe zi. Dacă ați fost în contact cu un pacient care a fost clar COVID, în momentul în care ați aflat, schimbați masca, vă puneți alta nouă. Dar în principiu 50 de măști pe lună ar trebui să vă ajungă. Pe urmă, la nivel de personal sanitar, am fost instruiți cum să punem aceste măști și combinezoane și ochelari, în ce ordine trebuie spuse, în ce ordine trebuie date jos. Pentru că foarte mulți asistenți medicali și doctori așa s-au infectat. Am intrat la pacienți COVID care au tușit spre ei, care i-au impregnat cu particule. Ei erau protejați. În momentul în care au ieșit de la pacient, în momentul în care s-au dezbrăcat, au păstrat o parte din virus pe ei și s-au infectat ulterior. Am primit instrucții și erau pictograme, foarte simplu, foarte, foarte concis,
pe ușile pacienților cum trebuie să faci când te îmbraci și când ieșai pe celălalt perete care era în direcția ușii, cum trebuie să te dezbraci. Din câte știu eu, am avut un număr foarte redus de personal medical infectat. Eu știu că am avut doi colegi care au fost infectați cu COVID. Personal, eu am fost expus masiv, am fost pe terapie intensivă de foarte, foarte multe ori la pacienții ventilați, non-invaziv, am făcut bronhoscopii, m-am protejat corect și nu m-am îmbolnăvit nici eu, nici soția. Cum a separat suspecții de coronavirus de bolnavi? În spital, mă refer. Practic, în momentul în care cineva sosea la urgențe, era din start suspect de COVID, în perioada critică a pandemiei. Practic, cred că toți pacienții care veneau la urgență cu o simptomatologie care aducea cât de cât o posibilă infecție virală, era testat. Noi în Elveția am făcut foarte, foarte multe teste per cap de locuitor. Pacientul era testat, după care era pus în carantină, deci practic era izolat la urgențe. Structura primirii urgenței a fost modificată în așa fel încât aveam un flux pentru pacienții COVID și un flux pentru ceilalți pacienți, care era total separat. Iar pacienții suspecți de COVID erau ținuți în izolare între 2 și 3 ore, pentru că aveam posibilitatea să avem rezultatul în maximum 4 ore de la realizarea frotiului. Așa că pacienții care erau negativi pentru COVID, ei se împărțeau în două categorii. Pacienții care erau negativi și care aveau istorie clinică, care totuși nu aducea cu infecție virală și care aveau o radiografie de toracică unde nu vedeam nimic anormal, erau considerați ca și cazuri non-COVID și, în general, dacă erau stabili, erau lăsați să plece acasă. Pacienții care erau cu testul negativ, dar care totuși istoria clinică, simptomele pacientului erau destul de evocatoare pentru o infecție virală, și în plus la care realizam o radiografie toracică sau chiar un scanner toracic, care este extrem de sensibil pentru a pune în evidență o pneumonie virală, în cazul nostru văzând numărul de cazuri o pneumonie COVID, chiar dacă testul era negativ, dar pacientul avea nevoie de oxigen sau avea febră mare sau tușa, iar pe scanner avea infiltrate care semănau cu o pneumonie COVID, era considerat ca și caz COVID și era pus în spital, în sectorul cel mai potrivit pentru gradul de severitate al manifestărilor bolii. Iar pacienții care aveau testul pozitiv și care iarăși se împărțeau în două categorii, cei care erau puțin simptomatici, care puteau să se întoarcă la domiciliu, cu o broșură în care le era explicat ce trebuie să facă acasă, cât timp trebuie să stea izolați, ce manifestări ale bolii trebuie să urmărească în primul rând, și un număr de contact în cazul în care situația lor de sănătate se agravează, iar pacienții care aveau testul pozitiv și care aveau nevoie de atenție medicală erau îndrumați către sectorul medical cel mai potrivit în conformitate cu nevoile lor. Ați fost pus în situația să alegeți cui să oferiți șansa să supraviețuiască? Ați trecut prin această dilemă un ventilator, doi sau mai mulți pacienți? Ce parametri ați folosit, dacă da? Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am fost pus în fața unei astfel de alegeri. Ne-am gândit cu toții, cred că toți care au îngrijit pacienți COVID s-au gândit involuntar la acest moment, dacă va veni vreodată. Nu a fost cazul, dar am fost pregătiți tot timpul să extindem capacitățile ventilatorii. În mod obișnuit, în spitalul în care lucrez eu, sunt 12 ventilatoare în mod uzual, deci sunt până la 12 pacienți care sunt intubați mecanic, iar dacă se face extindere în caz de calamitate, se poate ajunge până la 16. Asta ar fi fost luna iunie a anului trecut. În momentul în care am avut informațiile despre ce se întâmplă în Italia, numărul de ventilatoare total a ajuns la 71. Deci noi am fost pregătiți destul de bine. Practic am luat de toate ventilatoarele pe care spitalul le abandonase, pe care nu le mai folosea, tot a fost reluat, repus în funcțiune și tot timpul am avut ventilatoare la dispoziție. Nu a fost niciodată vreo situație în care să alegem practic pe cine să ventilăm și pe cine nu. Este foarte importantă unitatea dinaintea ventilației mecanice. Practic, eu în această unitate am activat cel mai mult.
este unitatea de ventilație non-invazivă. Este unitatea prin care pacienții sunt ajutați să respire prin intermediul unei măști care este etanș fixată pe față și în funcție de aparatul folosit, de reglările folosite, poate asista respirația doar printr-un flux de aer pozitiv care deschide practic plămânii, deschide mai bine alveolele și pacientul, dacă este tânăr și în putere, mai poate să respire oarecum contra acestei presiuni, dar păstrează un nivel al oxigenării corect. Iar pentru cazuri un pic mai grave, există un aparat care livrează două nivele de presiune, astfel încât efectiv pacientul este ajutat să respire. Deci el, chiar dacă se oprește din a mai respira spontan, cum o facem toți în timpul somnului, aparatul continuă să facă acest travaliu respirator pentru el. În această unitate aveam foarte mulți pacienți pe care încercam să împiedicăm să ajungă pe terapie intensivă, unde se făcea direct ventilație mecanică. Am triat foarte bine în cadrul acestei unități pacienții care în alte spitale, poate dacă această unitate nu era, ajungeau pe terapie intensivă și blocau un pat. Noi i-am ținut oarecum în stand-by. Eram tot timpul pregătiți să-i transferăm, să-i intubăm mecanic, dar au fost foarte, foarte mulți. De fapt, au fost majoritatea cei care au putut să treacă peste această boală și să recupereze numai cu mijloace non-invazive de ventilație. Dar ați avut pacienți care au creat situații ipotetice, de genul dacă voi fi în situația să? Da, practic toți pacienții. Noi practic fiecare pacient care intră în spital pentru COVID sau pentru altă boală, noi trebuie să știm ce dorește pacientul, până unde dorește pacientul ca noi să mergem cu îngrijirea lui. Aici în Elveția este foarte uzual, mai ales pacienții în vârstă, dar nu numai, să aibă ceea ce noi numim directive anticipate. Adică este un document care cel mai solid și cel mai bine se face în prezența unui notar, în care pacientul, liber consimțit și în deplinătatea facultăților mentale, hotărăște ca în cazul în care se întâmplă un accident sau o boală foarte gravă, să fie sau să nu fie reanimat, să fie sau să nu fie transferat, dar într-un spital cu o infrastructură mai performantă, să doneze sau să nu doneze organele. Acesta este practic cel mai simplu model. Există de asemenea și situația în care pacienții își aleg un reprezentant terapeutic. Cel mai adesea este soțul sau soția. În cazul în care sunt intubat și nu mai pot să vă răspund la întrebări, deleg pe partenerul meu să răspundă și să ia deciziile pentru mine și numele meu. Este o practică foarte frecventă în Elveția. Cu toate acestea, pacientul poate că în urmă cu câteva luni a făcut aceste directive anticipate, ce știu eu, poate peste un an, când încă se simțea în putere. Dar între timp a aflat că e bolnav, că are un cancer, poate în fază terminală și așa mai departe. Poate omul și-a schimbat părerea, dar n-a apucat să o oficializeze în prezența unui notar sau al medicului de familie. Și atunci, în momentul în care pacienții ajung, mai ales pe această secție intermediară de ventilație non-invazivă, noi trebuia să știm, dorește sau nu dorește să meargă pe terapie intensivă, dorește sau nu dorește să fie reanimat, dorește sau nu dorește să fie ventilat. Și noi știam aceste lucruri. Practic fiecare pacient pe fișa medicală în calculator apare statusul de reanimare, da, nu, numai cu medicamente, terapie maximală în camera de îngrijiri medicale, dar fără transfer într-o unitate de terapie intensivă și așa mai departe. Sunt doar câteva exemple. Practic cu fiecare pacient pe care l-am avut, am avut o discuție în acest sens, am fost confruntat cu tot felul de situații, cu pacienți care mi-au spus: domn doctor, eu am trăit suficient, nu vreau să blochez un aparat pentru cineva mai tânăr și eu nu vreau să fiu transferat pe terapie intensivă. O pacientă relativ tânără, dacă pot să zic așa, jur de 70 și ceva de ani, care cu o săptămână înainte fusese la schi, pe munți, care lua decât un singur medicament pentru tensiune arterială, care era într-o stare fizică foarte bună pentru vârsta ei și care totuși mi-a spus: nu doresc să escaladați terapeutic situația mea în cazul în care mă răutățesc. Și chiar m-am dus la colegi și le-am spus: măi, mie nu mi se pare drept că pacienta asta care e bine și care până ieri
era foarte bine să nu meargă pe terapie intensivă, pentru că are toate șansele să învingă această boală. De ce să nu o punem doar că a zis ea că nu o punem? Și am rediscutat cu ea și ne-a spus foarte clar, aceasta este filozofia mea de viață, eu consider că am trăit suficient și nu vreau să escaladați terapeutic. Au fost și alte situații în care pacienții spuneau că vor să fie reanimați, că vor să fie ajutați, dar am încercat să-i ajutăm doar că aveau atât de multe alte boli și situația a evoluat atât de rapid și într-un mod atât de defavorabil, încât medicii de pe terapie intensivă, care și ei au o scală de triaj a lor, spuneau, acest caz nu considerăm că este un caz potrivit pentru a fi intubat și ventilat mecanic, pentru că șansele lui de a supraviețui unui astfel de șoc sunt aproape de zero. Și au fost pacienți care, într-adevăr, mi-au fost refuzați de terapie intensivă, deși locuri erau, dar, pe principiu, șansele și posibilitățile ca acest pacient să recupereze după toate lucrurile care i s-au întâmplat sunt practic nule și atunci nu îl considerăm ca un bun candidat pentru terapie intensivă. Cum ați caracteriza gestul acelei doamne de abnegație, de dăruire necondiționată? Da, v-am spus, la început nu l-am înțeles. Am stat și m-am gândit și am zis, e ceva ce ne scapă, oare nu este îndeplinătatea facultăților mentale, pentru că în momentul în care am avut această discuție cu ea, era ventilată cu oxigen cam cu maximum din ceea ce puteam noi să facem fără să o intubăm. Deci era, din punctul meu de vedere, deja cu un picior pe terapie intensivă. Dar oamenii au dreptul să aleagă. Iar ea, nu-i cunosc istoria vieții, așa a hotărât. Bineînțeles că acest exemplu m-a marcat, motiv pentru care îl și împărtășesc astăzi cu dumneavoastră. Nu este singular. Aici, în Elveția, am observat că educația este totuși diferită, mentalitatea este totuși diferită decât ceea ce am fost obișnuit. Mi se mai întâmplă să merg la magazin să-mi iau strictul necesar, pentru că lucrând de dimineața până seara, fereastra în care eu pot să-mi fac cumpărăturile necesare traiului de zi cu zi este destul de limitată și întotdeauna mă duc poate seara exact la sfârșitul programului. Probabil că afișez și un aer oarecum grăbit să merg să iau ce am nevoie și nu odată mi s-a întâmplat ca persoane în vârstă să mă lasă în fața lor să zică, domnule dragă, mergeți dumneavoastră și cumpărați-vă că eu am timp. Lucru pe care nu l-am văzut în alte părți, dar mi s-a întâmplat foarte, foarte des. Este mai degrabă regula decât excepția. Nu știu, probabil că oamenii observă, văd că suntem grăbiți și că dorim să ne facem cumpărăturile și efectiv oamenii în vârstă te lasă, spun du-te înaintea mea că eu am timp, eu nu mă grăbesc. Înseamnă că trăiți într-un mic paradis, putem spune, dacă climatul este acela. Precum îl descrieți. Da. Să vă întreb, dacă vă întoarceți în România, e redundant, nu vă întreb. Am găsit destul de... Sunt exemple pozitive și în România. În general avem tendința să reținem exemplele negative și dacă ceva ne marchează, mult mai ușor ne marchează ceva negativ decât ceva pozitiv. Mentalitățile încet încet se schimbă peste tot. Bineînțeles că oamenii încearcă să își păstreze acest spirit de autoconservare și ei să fie primii, ei să facă spiritul acesta competițional, dar sunt și oameni care au o vastă experiență de viață și care văd lucrurile în ansamblu și care știu să se poziționeze în șirul evenimentelor din care fac parte. Mulțumim mult de tot pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră pentru a fi astăzi împreună cu noi și vă așteptăm și cu alte ocazii, de ce nu? Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu drag și cu ocazia următoare. Din Elveția vom merge în Germania, unde l-avem invitat pe domnul dr. Remus Dan Marteiniuc, medic la ATI, terapie intensivă, anestezie și medicină de urgență. Bine ați venit la Oameni și Părere, domnule doctor! Mulțumesc pentru invitație, bună seara! De ce Germania are un număr mic de decese, 2%, cu toate că au fost înregistrate foarte multe cazuri, comparativ cu Franța, Spania? Cum ați redus mortalitatea? Germania a reacționat destul de bine, destul de timpuriu la tot ceea ce înseamnă coronavirus.
În principiu, chiar și sistemul german este foarte bine pus la punct, începând de la bazele lui, nu neapărat terapia intensivă, unde lucrez. Și cred că acesta a fost rezultatul. Foarte bine organizați și de timpuriu au reacționat la tot ceea ce au văzut la țările din jur. Măsurile de izolare au fost la fel de dure, în ghilimele, cum se știe, nu poate nu chiar ca în România, și au mers simțit pe persoanele cu risc. Avem foarte multe azile de bătrâni care au fost închise automat, avem foarte multe spitale care s-au izolat, au închis, de exemplu, pentru vizitatori, au redus pacienții la minim și acest lucru a ajutat foarte mult la, aș spune eu, frânarea valului care ar fi putut să vină. Au fost efectuate foarte multe teste în Germania, mai mult decât în alte țări. Da, au fost efectuate teste. După părerea noastră aici, chiar se putea și mai mult. A fost posibilitate, a fost bani pentru așa ceva. Există susținere financiară, sistemul de sănătate din Germania stă foarte bine din punct de vedere financiar și atunci a fost posibil. Nu s-a făcut abuz, dar totuși, de exemplu, în cazurile cu suspiciune, cea mai mică suspiciune, febră sau știu, fără o simptomatică foarte gravă, deja s-a făcut testarea. Și automat, bineînțeles, carantina. O reacție foarte, foarte promptă. Germania are experiență cu situații de genul acesta, tocmai asta vreau să spun. A avut în anul 2017-2018 o situație asemănătoare, deși nu a ieșit prea mult în evidență, fiindcă nu au publicat datele. La ora actuală, Germania are 184.000, dacă nu mă înșel, testați pozitiv. În 2017-2018 au fost la fel, din octombrie până în mai, aproximativ 183.000 testați pozitiv pe simptome. Adică în suma aceasta care o avem astăzi, 184.000, sunt incluși și cei care nu au simptome, dar au fost testați pozitiv, datorită faptului că au avut contact cu persoane diagnosticate. Atunci nu, atunci au fost teste făcute pe virusul respectiv, pe influența, și au avut certitudinea, simptome și teste, 183.000 și decese din octombrie 2017 până în mai 2017-2018, asta, 25.100 decese. Deci, oarecum, vă spun, experiența deja era, pregătirea la fel. Ce părere aveți despre gestionarea acestei situații de către Angela Merkel? Credeți că este un lider remarcabil? Da, nu-mi place politica, o apreciez ca om. Are reacții destul de pozitive, destul de interesante. Ceea ce a făcut, sau inclusiv Ministrul Sănătății, au făcut la sfaturile consilierilor. Consilieri care au fost activi și le-au înmânat tot timpul datele și au fost acolo pentru a susține în decizii. Deci așa e sistemul de aici, foarte bine organizat, totul merge pe bază de specialiști care își dau cu părerea, care își susțin părerea și în funcție de aceasta reacționează politicienii. Lucrați într-o secție ATI. Ce se întâmplă acolo? Lucrez în două spitale care sunt împreună, practic. Avem aceeași secție de terapie intensivă, același șef. O secție, secția din spitalul mai mic, care a rămas curată, ca rezervă pentru intervențiile chirurgicale de urgență. Bineînțeles că și acolo ne-am întâlnit practic spontan cu cazuri depistate pozitiv și atunci automat au fost transferate în cealaltă secție mai mare. Ce s-a întâmplat în momentul în care
a început toată această poveste cu coronavirus, secția noastră s-a mobilizat. Spre exemplu, au fost pregătite încă 9 sau 10 paturi de terapie intensivă cu aparate de ventilat în săli de operație care au fost închise, în săli de trezire. Deci, infrastructura automat și-a făcut rolul. Și aceasta datorită faptului că a fost o susținere deosebită din partea Ministerului Sănătății, cu ajutorul Ministerului Sănătății, care a oferit automat fonduri suficiente pentru a dezvolta și a mări capacitatea de primire a pacienților pentru terapie intensivă. Și acolo, bineînțeles, sub izolare, lucrurile au decurs la început ușor haotic, ca peste tot, dar cu timpul lucrurile au intrat oarecum într-o rutină. Am înțeles. V-ați mărit capacitatea în ceea ce privește paturile la terapie intensivă. Aș vrea să vă întreb dacă numărul pacienților non-COVID, da, s-a redus în toată această perioadă. Da, aș spune acum, din păcate, s-a redus pentru că oamenii au refuzat, practic, ei din propria inițiativă, bolnavii cronici, să apeleze la serviciile medicale. Bineînțeles, la nivel de periferie, deci secțiile normale au fost, s-a încercat o relaxare și automat și secția de terapie intensivă a rămas mult mai goală de cazurile non-COVID. Tot așa și cu urgențele, automat. Exact. Din păcate, spun asta și tocmai vreau să menționez acest lucru. De când practic medicina de urgență, am plâns de două ori la cazurile pe care le-am întâlnit. Ultima dată a fost acum două săptămâni. M-am simțit oarecum vinovat în varianta fac parte din sistem și poate nu s-a gestionat așa cum trebuie toată această criză. Am ieșit pe teren cu ambulanța. Prima dată ni s-a specificat de către sistemul 1-2 că avem o reanimare. Pe drum am primit informația, nu vă grăbiți pentru că persoana este decedată deja de ceva timp. Am ajuns la locația respectivă și acolo am găsit o doamnă de 39 de ani care decedase. A fost găsită de copilul ei de 12 ani care plângea în curte și acel lucru m-a impresionat foarte tare, strigându-și mama. Când am analizat situația și să aflu practic cum au decurs lucrurile, copilul o găsise dimineața după ce tatăl lui plecase la serviciile, era acasă, o găsise moartă. Sunase cu o săptămână în urmă la medicul de familie și datorită faptului că informația era clară, dacă nu aveți probleme grave, apelați prin telefon la medicul de familie și vi se va spune telefonic ce trebuie să faceți. A primit liber de la servici, deci concediu medical, și s-a sugerat tratamentul cu un medicament pentru durere. Avea dureri în piept, epigastrice și când s-au agravat, a folosit acest medicament, a rămas acasă și, din păcate, a fost găsită de copilul ei decedată. În urma necropsiei s-a stabilit faptul că a decedat din cauza unui infart. Deci, 39 de ani, refuză în situația respectivă să apeleze la serviciile medicale și aș lua acum ca o pagubă colaterală, dar parcă e prea scumpă, parcă e prea mult, înțelegeți? Deci de aceea spitalele au rămas goale, terapia intensivă, așa cum puneați întrebarea, a rămas doar în mare parte cu pacienți COVID, dar nu a fost atât de eficient cum ne-am fi așteptat. Și asta aici, e doar un caz care vi l-am amintit. E foarte dureros să catalogăm moartea cuiva ca o pagubă colaterală. Exact. Din păcate, sunt multe cazuri, poate despre care nici nu știm,
Și de aia spun, nu știu în ce măsură a fost administrată situația aceasta foarte bine. Noi suntem bucuroși, suntem fericiți, lucrurile au dat înapoi. Am avut posibilitate, am avut șanse să facem, au fost bani, totul a mers ca pe roate, ca uns. În schimb, ce a fost în spate, ar trebui, cred, e timpul să vorbim și despre aceste lucruri și să învățăm din asta mult. Ați avut mulți decedați, mă refer la persoanele cu COVID. Da, aici în zona noastră, deci e vorba de, cum am spus, două spitale, totalul deceselor au fost în jur de 52, din câte mi-aduc eu, sau 54 actual. Pe terapie intensivă, aproximativ jumătate sau mai puțin de jumătate. Există un sistem, după părerea mea, destul de bine pus la punct în Germania, acel testament de sănătate. În ce constă? Ajută foarte mult. Acest testament de sănătate constă într-o declarație notarială, oficială, nu neapărat, dar în mare parte pacientul își face un astfel de testament și documentează acolo ce dorește să se întâmple atunci când el ajunge într-o situație de genul nu mai pot să iau o decizie, nu mai pot să vorbesc, nu mai pot să... Și pacienții în vârstă, cam mare parte din ei au un astfel de testament. Și atunci, dacă în testamentul respectiv pacientul scrie clar, există o formulare specială pentru așa ceva, că nu mai ajunge la terapie intensivă sau nu dorește să ajungă la terapie intensivă, automat nu mai este adus la terapie intensivă, deci rămâne pe secție normală. Este o situație similară cu cea a antevorbitorului dumneavoastră. Domnul doctor Petruț Vremăroi ne-a reliefat acest aspect. Și în Elveția, că dânsul acolo activează, la fel se procedează. Da, deci de aceea au rămas și azilele de bătrâni, oarecum închise, oarecum... pentru că foarte mulți, repet, foarte mulți dintre pacienți au un astfel de testament și atunci lucrurile sunt mult mai simple, mult mai clare. Totuși, e clar dacă vârsta își spune la fel cuvântul, dar există pacienți la ușor peste 70 de ani, care în Germania sunt considerați încă cu speranță mare de viață. Dacă are un astfel de testament, se pune sub semnul întrebării faza acută și faza cronică. Adică dacă în faza acută poți să faci ceva, pneumonia în general este considerată totuși o fază destul de acută, atunci trebuie să faci și intervine decizia medicului în funcție de celelalte boli, celelalte diagnostice pe care le are în pacientul în istoria sa. Ați avut decese printre persoanele sub 60 de ani care nu aveau comorbidități, mă refer, nu știu, la cardiovasculare și toate cele? N-ați avut. Nu, fără factor de risc nu au fost. Da, fără factor de risc nu au fost. Și majoritatea, din câte știu, cel mai tânăr pacient a fost undeva pe la 68 de ani cu foarte multe diagnostice, adică comorbidități. Ce situație v-a impresionat cel mai mult? Cel mai mult, v-am spus, deci a fost pe locul 1 această situație care am în criză, dar referitor la COVID, la corona, la pacienții. Mă refer strict, am înțeles pe ce are viața mai devreme. Aș vrea a unei persoane, nu non-COVID, ci COVID. Da. Exact. Deci a fost cazul la doi frați internați în paralel cu un curs aproape identic ambii, clar ambii cu masive probleme de sănătate, unul 73 și celălalt 64, 63-64, o diferență de 10 ani între ei. Preluați practic amândoi pe terapie intensivă în aceeași zi. Unul dintre ei, din păcate, n-a trecut pragul, cum se zice, și a decedat. Celălalt se află într-o clinică de reabilitare și culmea e cel mai în vârstă. Este într-o clinică de reabilitare, merge și face pași spre bine. Acel caz a fost așa o problemă, practic o familie, toată familia implicată în această situație.
Ați avut dilema morală cui să oferiți ventilatorul? Nu. Nu s-a pus situația pentru că am avut din belșug, cum se zice. Am avut la dispoziție 28 de paturi de terapie intensivă și ocupate mai mult de 13, nu a fost niciodată pe toată perioada. Aș vrea să facem o segmentare în timp. Cum vă percepeau pacienții înainte de acest necaz? Cum vă privesc acum? Contactul direct cu pacienții pe terapie intensivă este destul de greu. Adică pacientul când ajunge la noi este deja într-o situație destul de dificilă, destul de grea de a mai face distinție între cine îl ajută, cine nu îl ajută, cine e lângă el. În schimb, pacienții care, și asta în general, nu doar în situația aceasta, pacienții care depășesc, care trec și ajung să se elibereze de cabluri, cum spunem noi, să aibă cât mai multe lucruri lăsate în urmă, adică sonda nazogastrică. Nu vorbim de faptul că când se trezesc ei, de fapt, caută și încearcă să înțeleagă unde se află, în timp, în spațiu. Parcă ești prima persoană care o văd, parcă ești un înger care apare și nu-i vine să creadă că trăiește. Datorită medicamentelor li se șterge inclusiv memoria de scurtă durată, deci e un șoc pentru ei și în momentul în care ajung să fie mobilizați, să părăsească patul, să fie așezați într-un scaun, să fie hrăniți cu mâncare normală, v-am spus, e un șoc pentru ei și v-am spus, când te văd, parcă văd un înger. Exact așa e practic situația. La pacienții cu COVID care ajung în fază de weaning, de respirație asistată temporar, li se clar sunt traheostomați, deci au o traheostomă. Suntem nevoiți să le punem un ventil pentru a putea vorbi, pentru că le sunt afectate corzile vocale acolo și când îi se pune prima dată ventilul, practic nici nu vor să înceapă să vorbească. Deci, practic, trebuie să faci cu ei exercițiile copilăriei, cum ar fi. Care sunt schimbările, atât la nivel profesional, cât și personal, odată cu această criză? A fost un șoc. A fost un șoc, a fost o frică la început. După ce lucrurile s-au liniștit, situația parcă a intrat pe un făgaș normal și începem să uităm. Sper că acest lucru să ne pună cu picioarele pe pământ și să ne mobilizăm la fel și pentru situații mult mai grave. Pentru că e clar, acum după război mulți viteji. Putem spune, am depășit situația foarte frumos, foarte ușor. Au fost momente în care te gândeai, oare chiar sunt omul potrivit la locul potrivit? Oare ce aș putea să fac mai mult, ce aș putea să fac mai bine în situația de față? Ne-a marcat pe toți, dar din punct de vedere al medicului de terapie intensivă, clar că ne-a întărit. Ne-a întărit. O impresie despre ONG-urile, organizațiile non-guvernamentale care s-au implicat în ajutorarea spitalelor. Foarte frumos, foarte frumos. Deci toți care au, în momentul acesta, au reacționat pentru că datorită măsurilor de situația de urgență, de exemplu, din România, clar că economia se prevede, s-a prevăzut de la început că va fi afectată și totuși în aceste situații oamenii să nu fie egoiști și totuși să reacționeze, să facă ceva pentru sistemul de sănătate care are nevoie de așa ceva, e un gest deosebit. Și chiar am văzut un reportaj în care doctorul Sândesc de la Timișoara spunea că în momentul în care a apelat la ajutor, foarte multe organizații de genul au sărit în ajutorul sistemului sanitar din România. E normal, așa ar trebui să fie lucrurile
așa se decurgă lucrurile de fapt. Credeți că această pandemie va schimba mentalități? A și schimbat, a schimbat foarte mult. Sper să nu fie frica cea care schimbă mentalitățile, ci să fie, de fapt, să ajungem să înțelegem că oricând ne putem întâlni cu astfel de situație și să învățăm cum să reacționăm. Nu sub frică, pentru că aceasta duce haosul. Și sunt ferm convins că lucrurile nu vor mai decurge la fel. Acum, varianta pozitivă sau varianta negativă vom vedea, dar schimbarea deja a început. Ce obiceiuri ne vom însuși, în afară de spălatul pe mâini? Da, exact. Reacția, de fapt. Vedeți, sper, așa cum am spus, atunci când va trece toată această situație, să nu ne relaxăm, să uităm și să începem să tratăm lucrurile din punct de vedere al sănătății altfel. Și deși sunt medic alopat, deși lucrez, cum se spune, intravenos mai mult decât cu medicamente orale sau așa, deci agresiv, practic, recomand să ne pregătim din punct de vedere imunitar pentru astfel de situații. Dacă acum nu ne-am întâlnit, dacă acum nu a fost ceva care ne-a afectat în mod direct, să fim pregătiți din punct de vedere imunitar pentru o situație de genul acesta. Și aici recomand. Da, mă scuzați. Femeile însărcinate sunt mai susceptibile în a contracta boala? Da, aici este o situație mai deosebită. Soția a fost însărcinată până luna trecută. Există diferite studii, dar în principiu, majoritatea dintre ele se spune că nu. Și nici nu ne-a fost frică din punct de vedere personal. Ca orice alt virus, ca orice altă bacterie, ca orice altă situație de boală în sarcină, clar că există un altfel de risc, dar în mod special nu. Spunea profesorul francez Didier Raoul, directorul unui institut din Marsilia, epidemiile pornesc, accelerează, ajung la un punct culminant. Acesta este momentul maxim al transmiterii. Da, am văzut. Cred că am văzut și am observat cu toții în felul în care, pentru că la ora actuală cu sistemele de tehnologie de care se dispune la nivel mondial, am putut observa evoluția, am putut urmări felul în care, în urma testării, s-a dezvoltat, unde s-a ajuns. Am așteptat, din fericire, zic eu, din fericire, văd lucrurile tot timpul un pic mai optimist, e doar părerea mea, lucrurile au decurs mai frumos decât ne așteptam. Dacă a fost real, dacă n-a fost real, dacă a fost totul exagerat din punct de vedere pozitiv, din punct de vedere negativ, nu sunt eu în măsură să spun asta, dar exact așa s-a întâmplat. Au evoluat, am așteptat, de exemplu în Germania valul sau punctul culminant, punctul de vârf a fost așteptat înainte de Paștele Catolic. A venit într-adevăr un val destul de abrupt. După aceea am așteptat în continuare, dar din fericire curba infectărilor a coborât. A coborât și săptămânal, zilnic chiar destul de eficient în jos. Solidaritatea Uniunii Europene ar fi în criză. Unii afirmă că nu a existat o coeziune față de Spania, față de Italia. Ar urma o diminuare a Uniunii Europene sub imperiul COVID-19? Da, din presă, ceea ce văd, ceea ce vedem, opinia personală este că a fost o discrepanță, este o discrepanță. De ce s-a întâmplat așa, nu știu. În schimb, dacă privim direct sistemul sanitar din țări, cum ar fi Italia, Franța, Spania, destul de puternice, ne-am așteptat să fie destul de puternice, totuși se pare că realitatea a fost alta.
la o țară ca Italia, din ce spune presa, nu știu, 9.000 de paturi de terapie intensivă sunt destul de puține. Indiferent cât de performant ar fi terapia intensivă, e vorba de cantitate. Și când ai o populație îmbătrânită, la fel ca Spania de altfel, nu știu, Franța, dar cred că la aceeași situație, trebuie să te aștepți, dacă vrei într-o situație de genul acesta să faci față, indiferent care este virusul care provoacă, să te aștepți sau să fii pregătit să faci față cu paturi efectiv, cu ventilatoare, cu tot ce ai nevoie. Și atunci, clar că dacă ministerele din țările respective nu sunt profund implicate în situații sau nu anticipează din timp, nu fac față. Și atunci discrepanța a apărut și apare și va continua prin comparație cu țări ca Germania, de exemplu, care investește de foarte mult timp mulți bani în sănătate. Noi suntem împreună... Un exemplu de bună practică sau de bune practici. Da, da. Germania a ajutat la rândui Olanda, Franța, chiar da, a fost capacitate de către Germania. Da, a fost locuri, a fost capacitate, a fost posibilitate de ajutor, pentru că Germania la 30, în jur de 30.000 de paturi de terapie intensivă, o ocupare de în jur de 60% maxim. Avea cum să ajute. Deci era posibilitate și a făcut-o. Au fost transferați pacienți din, câte știu, din Italia, din Belgia, din Franța, în spitale în Germania. Se spune că noi latinii suntem mai răzvrătiți. De aceea măsurile acestea ferme. Iar populația germanică este mai liniștită? Da, sunt... O spun acum, poate e puțin mai comic, dar sunt mai fricoși. În Germania, când a fost vorba de virus, când a fost vorba de măsuri de distanțare, măsuri de igienizare, au reacționat mai mult decât li s-a cerut. Deci, în spiritul lor, le e frică de consecințe, inclusiv de amenzi, de orice lucru. Sunt și foarte mari amenziile și drastice și se aplică efectiv. Și atunci, clar că reacția inclusiv a celor care sunt veniți de afară și nu neapărat născuți sau nu sunt germani, e pe măsură. În România, când lucrurile stau așa și așa și când totdeauna se găsește o portiță, e mai greu să pui în aplicare în astfel de situații o lege sau... Vedeți, omul reacționează în momentul în care îi pui ca și la un copil. Îi spui nu, exact acel lucru și îl dorește. Și chiar vorbeam, nu știu, parcă ce-a fost așa greu să stai în casă, dar exact în momentul în care ți s-a spus, stăteai poate, fără să fie o regulă din asta, stăteai poate câte o săptămână și nici nu simțeai că practic tu n-ai ieșit din casă. În schimb, în momentul în care s-a spus nu ieșiți din casă, ochii aveai tot pe ușa de la ieșire, practic, nu? E tentația. Bună comparație, într-adevăr, foarte bună. Vă mulțumim foarte mult că v-ați luat din timpul dumneavoastră pentru a fi astăzi cu noi. Și vă așteptăm și cu altul caz. Cu mare plăcere, am apreciat motoul emisiunii și mi-a plăcut faptul că oameni și păreri, adică, practic, e doar părerea mea, e părerea personală și mă bucur că m-ați invitat. Vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit până la sfârșit. Vă așteptăm și sâmbătă viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.